Bine ați revenit la cursuri! Continuăm cu optica geometrică. Azi vă voi vorbi despre lentile, mai exact despre lentile subțiri. Întâi vă voi spune câteva lucruri generale despre lentile, apoi voi deduce formulele acestora și în ultima parte vom vedea cum construim imaginile date de lentile și cum arată aceste imagini. O lentilă, așa cum vedeți în desen, este un mediu transparent, mărginit de două suprafețe în formă de calotă sferică sau de o suprafață în formă de calotă sferică și un plan. Important este că lentila trebuie să aibă grosimea variabilă. Dacă avem un mediu transparent de egală grosime, nu avem de-a face cu o lentilă. Din punct de vedere optic, o lentilă este o asociere de doi dioptri sferici refractori, sau, așa cum am spus, unul sferic și unul plan, și care au de obicei axa principală comună. În principiu, putem avea trei medii diferite, deci trei medii cu indici de refracție diferiți, unul în fața lentilei, adică spațiul, obiect, mediul în care se găsește obiectul și care poate să aibă, să zicem, indicele de refracție N1. Apoi avem mediul transparent al lentilei, care are indicele de refracție N. Și, în fine, spațiul imagine, locul în care se formează imaginea sau măcar ne așteptăm să se formeze acolo imaginea, care este, în principiu, un alt mediu, și deci poate să aibă indicele de refracție N2. Dar, de obicei, lentilele sunt în aer. Și atunci N1 este egal cu N2 și amândouă sunt aproximativ egale cu 1. Indicele de refracție al aerului este aproximativ egal cu 1. În cazul ochiului, în schimb, avem o lentilă care se numește cristalin. Și în fața cristalinului avem mediul în care sunt obiectele, aerul, care are un anumit indice de refracție, cristalinul are alt indice de refracție, iar în spatele cristalinului nu este aer, ci este un lichid, umoarea apoasă, care are un alt indice de refracție decât cristalinul. Deci, lentila ochiului, cristalinul, este în contact cu două medii diferite. Să notăm cu 1 dioptru din stânga, care mărginește lentila, și cu 2 dioptru din dreapta. Atunci, C1 este centrul geometric al dioptrului din stânga, iar C2 este centrul geometric al dioptrului din dreapta. R1 este raza de curbură a dioptrului din stânga, R2 este raza de curbură a dioptrului din dreapta, iar linia punctată, linia întreruptă, este axa optică comună celor doi dioptri, adică este axa optică principală a lentilei. O lentilă este subțire, dacă, așa cum vedeți în desen, grosimea ei, notată pe desen cu AB, este mult mai mică decât oricare dintre cele două raze de curbură. De aceea, considerăm că vârfurile celor doi dioptri, V1 și V2, coincid, se suprapun. Și numim punctul de coincidență centrul optic al lentilei. Iar lentila o reprezentăm printr-un segment cu săgeți la capete, așa cum vedeți în desen. În acest desen veți putea observa care sunt elementele unei lentile. Întâi avem axa optică principală, care este axa de simetrie a lentilei și, așa cum am mai spus, este definită de cele două centre geometrice ale celor doi dioptri. Avem apoi centrul optic, care este punctul de intersecție al axei optice principale cu lentila. Focarele principale, focarul obiect în stânga și focarul imagine în dreapta, se găsesc pe axa optică principală și e foarte important să rețineți că sunt dispuse simetric față de lentilă. Și nici n-ar putea să fie altfel dacă ne amintim de principiul reversibilității razelor de lumină. Orice dreaptă care trece prin centrul optic al lentilei poate fi considerată o axă optică secundară, așa cum vedeți în desen.
Planele perpendiculare pe axa optică principală, care trec prin focare, se numesc plane focale. Și înseamnă că avem un plan focal obiect și un plan focal imagine. Punctul în care se întâlnesc razele unui fascicul de raze paralele între ele, dar care nu sunt paralele cu axa optică principală, se numește focar secundar. Iar focarele secundare se găsesc în planul focal al focarului principal. Lentilele mai groase la mijloc decât la margine concentrează razele de lumină care vin paralel cu axa optică principală în focar și se numesc lentile convergente. Și ele pot fi, așa cum vedeți în desen, pot fi biconvexe, plan convexe sau în formă de menisc convergent. Ele se simbolizează așa cum vedeți. Lentilele care sunt mai subțiri la mijloc decât pe margine împrăștie razele de lumină care vin paralel cu axa optică principală. Ele pot fi ca formă biconcave, plan concave sau menisc divergent. Și se simbolizează așa cum vedeți. O lentilă convergentă, așa cum v-am spus, concentrează razele de lumină care vin paralel cu axa optică principală în focarul imagine. O lentilă divergentă împrăștie razele care vin paralel cu axa optică principală în așa fel, vedeți în desen, încât direcțiile lor după ce trec de lentilă trec prin focarul obiect. Și acum să notăm aceste lucruri. Și acum să deducem prima relație a lentilelor. În desen vedeți o lentilă cu cele două fețe având razele de curbură R1 respectiv R2. Să notăm indicele de refracție al materialului din care este confecționată lentila cu N indice L și indicele de refracție al mediului în care se găsește lentila cu N indice M. În stânga lentilei, deci în spațiul obiect, se găsește un punct luminos, punctul P. Dacă ar exista doar primul dioptru, deci am avea un dioptru aer-sticlă, atunci acest dioptru ar produce o imagine a punctului P în sticlă. Să presupunem că această imagine o notăm cu P secund și că ea se găsește la distanța D mic de lentilă. Deci P secund ar fi imaginea punctului P dacă ar exista doar primul dioptru, caz în care această imagine P secund s-ar forma în sticlă. Dar pentru că mai există un dioptru, cel din dreapta, notat cu 2, punctul P secund devine obiect pentru acest dioptru și dioptrul al doilea produce imaginea punctului P secund, să zicem în punctul P prim, care se găsește la distanța X2 de lentilă. Deci, într-un fel, al doilea dioptru produce imaginea imaginii, iar punctul P prim este, până la urmă, imaginea pe care o dă lentila pentru punctul P din stânga ei și care se găsește la distanța notată pe desen cu minus X1 pentru că e măsurată spre stânga.
Și acum să plecăm de la formula generală a unui dioptru, care spune că N2 supra X2 minus N1 supra X1 este egal cu N2 minus N1 supra R, și să aplicăm această formulă pentru cele două refracții pe cei doi dioptri, dioptrul din stânga și dioptrul din dreapta. Pentru dioptrul din stânga, care produce imaginea punctului P în punctul P secund, acolo N2 este indicele de refracție al sticlei, al materialului din care e confecționată lentila. Deci avem NL supra D, pentru că distanța până la imagine este D, minus N mediu, indicele de refracție al mediului, supra X1, este egal cu N lentilă minus N mediu supra R1. Și acum să aplicăm aceeași relație pentru al doilea dioptru. Nu uitați, el produce imaginea punctului P secund, care e în sticlă, o produce în aer, în punctul P prim. Și atunci, acolo, al doilea mediu este mediul în care se formează imaginea, adică am aici N indice M supra distanța de la lentilă la imaginea finală, am notat-o cu X2, minus N lentilă supra D este egal cu NM minus NL supra R2. Și dacă adunăm aceste două relații, observăm că termenul NL supra D se reduce și avem N mediu supra X2 minus N mediu supra X1 este egal cu NL minus NM. Se poate da factor comun pe lângă 1 pe R1, și aici voi avea minus, pentru că am NM minus NL, minus 1 pe R2. Și dacă mai împart relația la NM, obțin 1 pe X2 minus 1 pe X1 este egal cu NL pe NM, care este indicele de refracție relativ al materialului din care e confecționată lentila față de mediul în care se găsește și pe care îl pot nota cu N, N minus 1, pentru că împart la NM, pe lângă 1 supra R1 minus 1 supra R2. Partea din dreapta este inversul distanței focale a lentilei. Ceea ce înseamnă că distanța focală se poate scrie 1 supra N minus 1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2. Și atunci relația finală se poate scrie 1 pe X2 minus 1 pe X1 este egal cu 1 supra F. Relație care se numește prima relație a lentilei. Sau îi mai putem spune relația punctelor conjugate pentru lentilă. Iar distanța focală a lentilei se poate calcula cu această relație. Înainte de a deduce formula pentru meridia liniară, vreau să vă mai arăt o formulă care poate fi foarte folositoare pentru rezolvarea problemelor, pe de o parte, și pe de altă parte ne ajută să înțelegem ce se întâmplă cu imaginea atunci când se deplasează obiectul, așa cum veți vedea în ultima parte a acestui curs. Dacă vă uitați la acest desen în care Y2 este imaginea obiectului Y1, atunci observăm că avem niște triunghiuri dreptunghice asemenea. În stânga lentilei avem triunghiul FOAB și triunghiul FOOB.
O, N. Aceste două triunghiuri sunt asemenea, deci au toate unghiurile de aceeași măsură, înseamnă că sunt asemenea. Și atunci putem scrie că distanța FO, O, este de fapt distanța focală. Și putem scrie F mic supra, din celălalt triunghi, avem distanța de indice O, notată, care este distanța de la obiect până la focarul obiect. Deci supra de indice O, care, repet, este distanța de la obiect până la focarul obiect, este egală cu, și acum să nu mai ținem seama de semne, ne interesează doar dimensiunea, lungimea laturilor triunghiului, și atunci avem Y2 supra Y1. În partea din dreapta a lentilei avem triunghiurile odată FI, adică focar imagine OM, triunghiul FIOM și triunghiul FICD, care din nou sunt asemenea, pentru că sunt amândouă dreptunghice și au două unghiuri opuse. Și atunci putem să scriem așa. Raportul dintre distanța focală, adică FIO, cateta FIO, care e distanță focală, supra, de data asta, am distanța FIC, pe care am notat-o cu D indice I, pentru că este distanța de la imagine la focarul imagine. Deci F supra D indice I este egal, puteți observa, cu Y1 pe Y2. Și asta înseamnă că F supra DO este egal cu DI supra F. Sau DO înmulțit cu DI este F mic pătrat. Această relație se numește formula lui Newton pentru lentile, dar se poate aplica și la oglinzi, la oglinzile sferice. Și ne arată un lucru foarte important, că produsul dintre distanța de la obiect la focarul obiect și distanța de la imagine la focarul imagine este constant. Pentru că produsul este egal cu distanța focală la pătrat. Și asta înseamnă că dacă distanța de la obiect până la focarul obiect crește de un număr de ori, atunci distanța de la imagine la focarul imagine scade de același număr de ori. Și acest lucru îl veți vedea când vom discuta despre imagini. Și acum să deducem a doua relație pentru lentile, adică relația măririi liniare. În desen, vedeți o lentilă convergentă care are în stânga un obiect notat AB și care are obiectul dimensiunea Y1. Folosind două raze care pleacă din vârful obiectului, punctul A, despre care știm cum se propagă, una care ajunge la lentilă paralel cu axa optică principală și care după refracție știm că trece prin focar, și alta care vine din direcția focarului obiect, ceea ce înseamnă, dacă ținem seama de principiul reversibilității razelor de lumină, că trebuie să se propage după refracție paralel cu axa optică principală. Deci folosind aceste două raze, găsim unde este imaginea vârfului obiectului, care este punctul A'. Și înseamnă că imaginea este segmentul A'B' și are dimensiunea minus Y2, minus pentru că este măsurată de la axă în jos. Ca să deducem a doua relație, construim un segment care are un capăt pe vârful obiectului și celălalt pe vârful imaginii. Și aici, atenție, vă rog să observați că acest segment
trece prin centrul optic. Veți vedea când vom construi imagini că acest lucru ne va spune ceva foarte folositor pentru construcția imaginilor în lentile. Și acum, avem două triunghiuri dreptunghice asemenea, triunghiul OAB în stânga și în dreapta avem triunghiul OCD. În triunghiul din stânga putem scrie raportul Y1, adică dimensiunea obiectului, supra AO este minus X1, este distanța de la lentilă la obiect. Și acest raport trebuie să fie egal cu, în triunghiul din dreapta, raportul corespunzător este minus Y2 supra distanța OC, care este X2, este distanța de la lentilă la imagine. Și asta înseamnă că raportul Y2 pe Y1 va fi egal cu raportul X2 pe X1. Dar raportul Y2 pe Y1 este mărirea liniară. Deci mărirea liniară, beta, în cazul lentilelor, este raportul X2 supra X1. Și acum să notăm toate aceste lucruri. Și acum să vedem cum construim imaginile pe care le dau lentilele unor corpuri și cum arată imaginile respective. Vă amintiți că atunci când am unit vârful obiectului cu vârful imaginii, segmentul pe care l-am obținut trecea prin centrul optic al lentilei, așa cum vedeți în desen. Dar dacă o rază de lumină pleacă din vârful obiectului pe această direcție, ea trebuie să ajungă în vârful imaginii. De ce? Pentru că toate razele care pleacă din vârful obiectului trebuie să ajungă, după ce au trecut prin lentilă, în vârful imaginii. Și asta pentru că lentila concentrează toate razele care pleacă dintr-un anumit punct, să-i spunem punct obiect, într-un punct care este imaginea acelui punct obiect. În acest fel, ea produce pentru fiecare punct al obiectului un punct pe imagine și toate punctele imagine alcătuiesc ceea ce numim imaginea obiectului. Dar asta înseamnă că raza care pleacă pe direcția acelui segment care unește vârfurile obiectului respectiv imaginii și care trece prin originea lentilei, trebuie să treacă mai departe pe aceeași direcție ca să ajungă în vârful imaginii. Și în felul acesta am descoperit ceva, că o rază de lumină care trece prin centrul optic al lentilei nu este deviată. Și acum cunoaștem cum se propagă trei raze de lumină care trec prin lentilă și le putem folosi pentru a construi imagini. Cele trei raze sunt următoarele. Întâi, o rază care vine la lentilă paralel cu axa optică principală, vedeți în desen, știm că se refractă și apoi trece prin focarul imagine. Al doilea caz, o rază care vine la lentilă din direcția focarului obiect, după refracție, se va propaga paralel cu axa optică principală datorită principiului reversibilității mersului razei de lumină. Și al treilea caz este cel despre care tocmai am vorbit, o rază care trece prin centrul optic trece nedeviată.
Să vedem acum imaginile date întâi de o lentilă convergentă. Cazul întâi. Obiectul se găsește la infinit. În acest caz, toate razele care vin de la obiect și ajung la lentilă sunt paralele între ele și paralele cu axa optică principală, ceea ce înseamnă că se întâlnesc toate în focal. Ceea ce mai înseamnă că imaginea este reală, razele se întâlnesc, se găsește la distanța focală de lentilă, în focar, și este foarte mică. Poate vă întrebați de ce nu este infinit de mică, de ce nu este un punct. Pentru că, în realitate, obiectul nu este chiar la infinit. De pildă, putem obține imaginea Soarelui. Soarele este foarte departe, dar este și foarte mare. Și de aceea imaginea lui nu va fi chiar punctiformă. Atenție, imaginea Soarelui este foarte fierbinte și suportul pe care obținem această imagine se poate aprinde. Probabil că ne-am jucat toți cu lentile făcând acest lucru, dar atenție, repet, pentru că lentila concentrează toată radiația, inclusiv radiația infraroșie, în punctul respectiv și acolo temperatura devine foarte ridicată. Și pentru că Soarele este foarte mare și nu este chiar la infinit, imaginea nu este punctiformă, este un mic disc. Cazul al doilea. Obiectul se găsește la o distanță mai mare decât dublul distanței focale. În acest caz, după cum vedeți, imaginea este reală, este micșorată, este răsturnată și se găsește între focarul imagine și punctul aflat la dublul distanței focale de lentilă. Cazul al treilea. Obiectul se găsește la exact dublul distanței focale de lentilă. În acest caz, imaginea este reală, răsturnată și se găsește și ea la dublul distanței focale și are dimensiunea egală în modul cu dimensiunea obiectului. În cazul 4, presupunem că obiectul se găsește între focar și dublul distanței focale. Acum imaginea este tot reală, dar este mai mare decât obiectul, este răsturnată și se găsește la o distanță mai mare decât dublul distanței focale. Cazul al cincilea, obiectul se găsește în focarul obiect. Așa cum vedeți în desen, în acest caz, razele care au trecut prin lentilă sunt acum paralele. Putem considera că se întâlnesc la infinit. Deci, imaginea este infinit de mare și se găsește la infinit. Și, în fine, cazul al șaselea este cel în care obiectul se găsește între focar și lentilă. Acum, așa cum puteți vedea, razele care au trecut de lentilă sunt divergente. Nu se mai întâlnesc, nici măcar la infinit. Dar se întâlnesc direcțiile lor în stânga lentilei, adică în spațiul obiect. De aceea, imaginea este acum virtuală. Nu se mai poate prinde pe un ecran, dar se poate vedea dacă ne uităm prin lentilă. Deci imaginea este virtuală, mărită, dreaptă și se găsește în spațiul obiect la stânga lentilei. În animația următoare, de pe site-ul profesorului Walter Fendt, cu a cărui permisiune vă arăt, găsiți linkul în descriere, puteți vedea ce se întâmplă cu imaginea pe măsură ce obiectul se apropie de lentilă. Când obiectul era la infinit, imaginea era în focarul imagine. Acum obiectul se găsește departe de lentilă și imaginea este mică, răsturnată și se găsește încă aproape de focarul imagine. Dar pe măsură ce obiectul se apropie de lentilă, imaginea se face tot mai mare și se îndepărtează de lentilă, iar când obiectul ajunge la dublul distanței focale, atunci imaginea se găsește și ea la aceeași distanță și are aceeași dimensiune cu obiectul. Dacă obiectul continuă să se apropie, imaginea se îndepărtează tot mai mult, se face tot mai mare
Și când obiectul ajunge în focar, razele care pleacă de la lentilă sunt paralele, imaginea se formează la infinit, este infinit de mare, deci avem un punct de discontinuitate când obiectul trece prin focar, pentru că imaginea sare de la plus infinit la minus infinit și devine virtuală. Razele nu se mai întâlnesc, sunt divergente, se întâlnesc doar direcțiile lor, imaginea este virtuală, mărită, dreaptă și se găsește la o distanță mai mare decât obiectul de lentilă. Pe măsură ce obiectul se apropie de lentilă, acum imaginea se apropie și ea și se face tot mai mică și când obiectul ajunge să fie lipit de lentilă, imaginea devine egală cu obiectul. În final, imaginea dată de o lentilă divergentă. Aici lucrurile sunt mult mai simple pentru că o lentilă divergentă nu poate da imagini reale, cel puțin nu singură. Așa că avem un singur caz. Oriunde este obiectul, așa cum vedeți în desen, imaginea este virtuală, se găsește în spațiul obiect, deci în aceeași parte cu obiectul, este dreaptă și micșorată. Faptul că e virtuală înseamnă că nu se poate prinde pe un suport, pe un ecran, dar se poate vedea dacă privim prin lentilă. Dacă facem o comparație între imaginea virtuală dată de o lentilă convergentă și imaginea tot virtuală dată de o lentilă divergentă, observăm că atunci când privim prin lentilă, imaginea virtuală dată de lentila convergentă este mai mare și mai departe decât obiectul, în timp ce imaginea virtuală dată de lentila divergentă este mai mică și mai aproape. Această observație este foarte importantă pentru ochelari, dar despre aparatele optice va fi vorba în ultimul curs de optică. Cursul următor va fi despre dispersia luminii și despre aberațiile optice. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!